vizează timpul pe care îl trăim și vizează dorința lui Dumnezeu de a ne mobiliza pentru împărăția sa. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips, capitolul 13, primele trei versete. Versetele acestea le voi folosi ca un cadru pentru tot ceea ce va urma. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești, pe capete avea nume de hulă, fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și o gură ca de leu. Vreau să observați că această fiară este un rezumat al întregii istorii. Vine de pe vremea Babilonului, le găsiți aici toate aceste simboluri din Daniel, vine de pe vremea Babilonului până se apropie de timpul modern. Toate aceste realități sunt cuprinse aici, este, încă o dată spun, este o sumă, este o recapitulație a întregii istorii. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul de domnie și o stăpânire mare. Ceea ce îl interesează însă în mod special pe vizionarul Ioan este faptul că unul dintre capetele ei părea rănire moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Vreau să-mi spuneți ce anume făcea ca pământul să se mire. Vindecarea neașteptată, subită, nejustificată aproape, primise o rană în urma căreia tot pământul a crezut că se va termina. Cu toate acestea, vindecarea a fost miraculoasă. Vindecarea a fost miraculoasă. În fața acestei minuni, tot pământul se va mira după fiară. În contextul acesta, haideți să vedem puțină istorie. Repede de tot, îi voi ruga pe cei de la media să-mi pună primul slide. În anul 1798, papa este luat prizonier de către generalul lui Napoleon, de către Berthier, este luat de la Roma, dus la Avignon. Lumea s-a cutremurat sub această realitate. Cei ce au scris despre momentul acela au scris despre faptul că trăiesc un moment unic, un moment specific, s-au uitat la ceea ce s-a întâmplat atunci și au zis papalitatea nu va reînvia niciodată. Nu pentru faptul că papa a fost dus în captivitate, că s-a mai întâmplat ca papa să meargă în captivitate la Avignon și de alte dăți, dar deja Revoluția franceză pornise nu împotriva papei ca persoană, nu împotriva unei acțiuni politice, ci împotriva sistemului religios reprezentat de papalitate. Și prezența Revoluției franceze acolo, a spiritului Revoluției franceze acolo, dacă doriți, a fost o mișcare împotriva sistemului papal, care avea vechime de mai mult de 1500 de ani. 2. Însă lucrurile nu rămân doar aici. În noiembrie 1848, anul 1848 dumneavoastră îl cunoașteți ca fiind anul revoluțiilor la nivel european. Acele revoluții care nu făceau altceva decât încercau să generalizeze Revoluția franceză din Franța și s-o împrăștie în toată Europa. În anul 1848, în noiembrie, papa este obligat să fugă de la Roma sub presiunea Revoluției Europene de data aceasta. Încă o dată, Revoluția Europeană era o revoluție nu împotriva unei instituții, ci era o revoluție împotriva tronului și altarului. Era o revoluție împotriva asupririi religioase timp de 1500 de ani care avusese loc în Europa. Din cauza aceasta, papa va fugi din nou în 1848. Și ca și cum n-ar fi fost destul, în 1870, Garibaldi intră din nou în Roma, papa fuge și anexează statele papale. Rana de moarte nu a fost un eveniment al anului 1798. S-a continuat acest eveniment în 1848, s-a continuat în 1870 și așa mai departe. Este un proces în care toată istoria observă schimbări radicale și, dacă doriți, ne duce spre ideea că se trăiește un eveniment care are ca scop înlăturarea unei puteri politico-religioase
care a dominat lumea peste 1500 de ani. Din 1798 până în 1870 sunt câți ani? Faceți calculul și veți observa cât de adânc și cât de serios a funcționat această rană de moarte. Următorul slide. În același timp, în America, atitudinea generală împotriva catolicismului și împotriva papei este aceasta care observați aici. Aici sunt părinții peregrini, iar din apă, din ocean, iese ce anume? 1, 2, 3, 4 crocodili. Crocodilii aceștia au urmat din tiara papei. Da. În 1876, acesta era una dintre publicațiile vremii de atunci. Ilustrează cam care era poziția lumii de atunci vis-a-vis de fiara care primea această lovitură de moarte. Vreau să vă întreb, lumea americană, se gândea cineva că s-ar putea ca această atitudine să se schimbe într-o poziție favorabilă? Să vină o vreme în care să spună vremea să dăm mâna din nou cu biserica sau cu puterea papală? Credeți că era pe acest? Dacă astăzi cineva ar pronunța cuvântul nostalgie, de vremurile acelea, ce ați înțelege? Jumătatea 19 cunoaște vârful atitudinii anticatolice în America. În fiecare an, în perioada aceea, se arde portretul papei undeva în fața Casei Albe. În fiecare an era un ritual care aducea aminte faptul că America dorește să o rupă cu persecuția catolică. Vreau să vă amintesc că sub persecuția catolică au murit peste 50 de milioane de martiri, de oameni, ceea ce înseamnă de două ori cât țara dumneavoastră de unde veniți, de două ori, două Românii. Oamenii aceștia aveau în conștiința lor această realitate. Când se dorește să se așeze statuții în New York, papa sau statele papale au trimis și ei un bloc imens de marmură pentru a fi pus la temelia acestei statui. America a reacționat, nu l-au primit, l-au pus într-un depozit și mai târziu l-au aruncat în unul dintre râurile care treceau acolo, Potomac. Aceasta era atitudinea. La 28 octombrie 1886 se înalță statuia Libertății, care are chipul statuii sau zeiței romane a libertății, zeiței romane a libertății. Ceea ce mă face să înțeleg că în vremea aceea gândul acelei generații era că în loc de Roma catolică, preferau de 10 ori Roma păgână. Orice, dar numai catolicism și papal. Exact în timpul acesta, fraților, când toată lumea gândea așa, când toată lumea așa, nimeni nu și-ar fi imaginat că lumea se va întoarce vreodată în sentimentele lor, la acea putere demolase orice urmă de libertate, care călcase în picioare demnitatea oamenilor, instituții sociale, ucisese conștiința și deteriorase credința. A fost o persoană care în momentele ei de aplecare către Dumnezeu a pus mâna pe pană și a scris următoarele cuvinte. Următorul slide. Prin cele două rătăciri mari, nemurirea sufletului și sfințirea duminicii, Satana îi va aduce pe oameni în robia amăgirilor sale, în timp ce prima, adică nemurirea sufletului, pune temelia pentru spiritism, ultima creează o legătură de simpatie cu Roma.
În perioada aceea când nimeni nu-și putea închipui această reîntoarcere de lucruri, o pană inspirată vorbește despre ziua de astăzi, când omenirea se va întoarce înapoi spre Roma. Citesc din Cartea Tragedia Veacurilor, capitolul Conflictul care se apropie, pagina 511, autorul Ellen White. Continuăm. Următorul slide. Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a întinde mâna peste abis și a prinde mâna spiritismului. Cine vor face această mișcare? Cei ce au protestat odată împotriva spiritismului și împotriva Romei. Ei vor întinde mâna peste abis. Ele vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea romană și sub influența acestei uniri întreite, această țară va merge pe urmele Romei pentru a călca în picioare drepturile conștiinței. Pe vremea aceea, anii 1850-60-70, era imposibil să crezi așa ceva. La vremea respectivă, Cartea Tragedia Veacurilor a fost condamnată pentru faptul că vorbește lucruri care nu se vor putea împlini niciodată. Următorul citat. Același capitol, conflictul care se apropie, pagina 514, aceeași pagină, linia de deosebire dintre creștinii cu numele și cei nelegiuiți abia se mai distinge astăzi. Și acum, membrii bisericii iubesc ce iubește lumea și sunt gata să se unească cu ea. Spiritul unității nu vine din politica religioasă, ci vine dintr-o realitate a sufletului. Când iubești ceea ce iubește lumea, în mod natural aceasta este baza pentru orice unitate, oricât de primejdioasă ar fi. Iar Satana s-a hotărât să-i unească într-o singură organizație și în felul acesta să-și întărească puterea, aruncându-i în rândurile spiritismului. Vom reveni puțin. Spiritismul este destul de greu de definit astăzi. Noi îl definim ca fiind vrăjitoria, noi îl definim ca fiind ghicitul, noi îl definim ca fiind o sumedenie de alte lucruri. Dar vreau să mă opresc puțin, un minut acum, și vreau să vă spun că spiritismul este orice religie care dă la o parte dogma, doctrina sau învățăturile și regulile de viață morale și înalță sentimentul religios. Acesta este spiritism, pentru că spiritismul este împotriva oricărei dogme. Spiritismul este orice exercițiu mistic care nu are la bază nicio dogmă sau învățătură spirituală. Deci ori de câte ori cineva înalță experiența religioasă și dă la o parte învățăturile lui Iisus Hristos, în momentul acela, chiar dacă nu se amintește nimic de ideea de spiritism, spiritul și realitatea spiritismului este acolo. Acest lucru ne va fi de folos puțin mai târziu. Ne întoarcem și continuăm. Papistașii care se laudă cu minunile, ca fiind un semn sigur al bisericii adevărate, vor fi amăgiți cu ușurință de această putere făcătoare de minuni, iar protestanții care au lepădat scutul adevărului vor fi amăgiți și ei. Fraților, mă bucur foarte mult că autorul a folosit numele papistași. Sunt două denumiri ale aceleași realități, papistași sau catolic. Ei bine, când vorbim de papistași, în felul acesta se trimite direct la instituția papei și la aceia care susțin această instituție ierarhică care nu are nimic de a face cu spiritul Scripturii. Lăsând în felul acesta în afara acestei realități credincioșii catolici care și ei doresc mântuirea ca și noi, și ei sunt oameni sinceri ca și noi și cărora noi, ca și popor al lui Dumnezeu, avem datoria să le ducem această evanghelie plină de har și plină de dragoste, cum că Iisus Hristos vrea să ne mântuiască pe toți. Deci, încă o dată, mă bucur de această specificație. Este vorba de un segment al catolicismului care susține această mișcare papală, care deteriorează creștinismul, care deteriorează libertatea noastră, care deteriorează valorile pe care le avem și mai ales se ridică împotriva Scripturii. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru atenția dumneavoastră. Aș vrea acum, în acest moment, când am parcurs aceste citate scrise la sfârșitul secolului XIX, citate material scris la sfârșitul secolului XIX, acum vă voi invita să analizăm împreună unul dintre materialele care a apărut online și care
Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră, pe care foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați urmărit deja, care reprezintă o provocare puternică pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră fiecare. Cred că este vremea să înțelegem aceste lucruri mai mult decât oricând până acum. Personajele pe care le veți vedea imediat. Episcopul Tony este un episcop anglican care a lucrat foarte multă vreme ca trimis al Bisericii Anglicane pentru oamenii săraci din Argentina, din Africa de Sud. În lucrările sale pentru cei săraci a lucrat destul de aproape cu Biserica Catolică. La un moment dat, el inițiind legături foarte puternice cu actualul papă, dar înainte ca acesta să devină papă, apoi mergând în Africa de Sud și întorcându-se la Roma ca fiind un agent de lucru al Bisericii Catolice, datorită bunelor sale relații cu Biserica Catolică. Soția sa este catolică. Nepracticantă pentru o vreme, dar după ce au lucrat atât de mult cu Biserica Catolică și a văzut cât de organizată este și cât de mult bine face, ambii s-au întors la Biserica Catolică lucrând în numele și pentru Biserica Catolică. Unul dintre prietenii episcopului Tony este Kenneth Copeland, un lider carismatic al Bisericii Creștinilor Născuți din Nou, și acesta îl invită, nu de mult, la unul dintre meetingurile pe care el le inițiază pentru lumea protestantă. Deci, vorbim despre Kenneth Copeland Ministry, KCM. Vreau să vă spun câte ceva doar. Aceștia dețin o televiziune, au o proprietate de 33 de acri unde își desfășoară toate activitățile lor, au o sală de conferințe extrem de mare, probabil că o să o vedeți acum, au un aeroport pentru locul acela și 500 de angajați. Ei, cu ocazia uneia dintre aceste întâlniri și convenții, Kenneth Copeland l-a invitat pe prietenul său, episcopul Tony, acesta fiind la ora actuală catolic. Acesta promovând în ultima vreme unirea dintre protestanți și catolici. Vă voi invita în momentul acesta să urmărim împreună discursul sau o parte din discursul lui Tony, al episcopului Tony, și din când în când ne vom opri pentru a înțelege foarte clar mesajul. Deci îi voi ruga pe cei de la media să rulăm materialul. Reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. We know that the first thousand... Ne oprim puțin, vă mulțumesc. Frații mei, vreau să observați cum vorbește acest tânăr. Nu vorbește ca un catolic. Este un vorbitor extraordinar de elocvent. Este extraordinar de convingător. El știe Scriptura. El vorbește în spirit protestant. Dintr-o perspectivă catolică. El vine și spune, este vremea ca fiii să se întoarcă la... Părinți, vă rog să-mi spuneți cum se numește, care este titlul papei. El este marele părinte al bisericii. El spune faptul că există două conotații ale acestui text din Maleahi. Două conotații. Una la nivelul familiei și cealaltă la nivel bisericesc. Când copiii, adică fiicele, se vor întoarce la părinți, adică la mamă. Sunt primele indicii doar... În momentul acesta, deocamdată destul de voalate, dar veți vedea cum aceasta este doar o introducere până la o afirmare foarte directă a acestui lucru. Haideți să mergem mai departe. In years there was one church, it was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Opriți puțin. Dacă vom merge așa, nu vom termina nici după amiază.
Nu este nicio greșeală teologică aici. Catolic înseamnă universal, e adevărat. Toți sunt creștini. Ceea ce mă frământă pe mine este faptul că în momentul acesta o sală întreagă de mii de oameni cu posibilități, cu finanțe, cei mai proeminenți lideri ai mișcării carismatice moderne din America sunt acolo, ridică mâna vis-a-vis de faptul că sunt născuți din nou și în momentul acela li se spune: voi sunteți născuți din nou, dar voi nu știți, voi sunteți catolici. Este o provocare extraordinară, iar cei din sală aprobă. Haideți mai departe. Este gloria care ne face una, nu? Ce e asta? Spuneți repede. Spuneți repede. Spiritism. Este gloria care ne face una, nu învățătura. Este exact definiția care am spus-o înainte. Spiritism înseamnă primirea harului, manifestări extatice, viziuni, tot ce vreți dumneavoastră, așa numita glorie divină care vine de sus, fără însă învățăturile lui Iisus Hristos. Asta este spiritism 100%. Și aici el spune, asta ne face pe noi să fim una. Mai devreme am mai avut o afirmație de asemenea extraordinară și anume el spunea: diversitatea e divină, dar divizarea este diabolică. Cu alte cuvinte, putem să fim diferiți, dar să ne unim. Dar când suntem divizați, e jale, e diabolic. Gândiți-vă la acest aspect. În mare parte, această jonglare lingvistică și, dacă vreți, de termeni este uluitoare. Mie îmi place foarte mult când aud. Mă încântă. Dar când mă gândesc la consecințele ei, mă tulbură foarte mult. Pentru că, la un moment dat, ideea ar fi că chiar dacă suntem diferiți, am putea să stăm la oaltă. Am putea să stăm sub același patronaj, sub același guvern mondial, sub același tată care împarte haruri peste tot. Și nu e biserica catolică până la urmă făcută la fel? Unii sunt iacobini, alții sunt iezuiți, alții sunt dominicani, tot felul de ordine, zeci de ordine, toate diverse, nu divizate, sub mâna aceluiași pontif. De ce să fim 53 de mii de denominațiuni? De ce să fim? Nu așa că nu e bine? Nu așa că nu e bine? În același timp, ăsta este riscul libertății. Ăsta este riscul libertății unei conștiințe luminate de cuvântul lui Dumnezeu. Un om se poate rătăci în Sfânta Scriptură așa cum poate și găsi adevărul în Sfânta Scriptură. Este vorba de alegerea lui. Dați voie oamenilor să se manifeste în domeniul slujirii lui Dumnezeu așa cum conștiința lor le dictează, pentru că numai Dumnezeu este Cel ce judecă conștiința. Deci, gloria ne aduce împreună și nu doctrina. În momentul acesta, mișcarea carismatică pe care o definește episcopul Toni în felul acesta este sau cuprinde sau, dacă vezi, reprezintă regulile mișcării spiritiste după definiția pe care dânsul a dat-o. Haideți să mergem mai departe. El spune că toată această divizare între noi se bazează pe frică. Frica ce este indusă fiecăruia dintre noi de către propagandă. Oare ce-o fi propagandă? Care te face să te temi. Ce e propaganda asta care te face să te temi și care nu te lasă să fii una? Dacă nu cumva este evangelizarea cuvântului lui Dumnezeu care te pune față în față cu greșelile tale, te condamnă dacă greșești, te pune sub harul mântuitor al lui Iisus Hristos ca să schimbi viața și te cheamă, te invită la schimbarea reală a profilului tău creștin.
În momentul acesta se merge foarte aproape, se merge pe sârmă, dacă vreți, între ideea de evangelizare și ideea de propagandă. Pentru că în limbaj catolic, în limbaj modern, evangelizarea este foarte clar înțeleasă ca fiind propaganda unei religii față de o altă religie. Da, poate fi spus și așa, adică prozelitism. Frica are la bază propaganda și el spune așa, frica înseamnă evidențe false care apar reale, este un acronism în limba engleză. Încă o dată vă spun, se prezintă extrem de inteligent, extrem de frumos, guști acest discurs ca fiind unul dintre cele mai bune discursuri posibile dacă nu ești atent la implicațiile sale profunde. Haideți mai departe. Iisus este neprihănirea noastră pe care o împărtășim prin Duhul Sfânt ca voința a Tatălui. Împreună noi catolici și luterani mărturisim că prin har, în credință, în faptele mântuitoare ale lui Iisus Hristos și nu prin vreun merit din partea noastră, noi primim Duhul Sfânt care ne reînnoiește viața pentru faptele bune. Pentru faptele bune. Cum vi se pare ca definiția îndreptățirii prin credință? Aveți ceva împotrivă? Mulțumesc. Deci, el vine și spune așa, în anul 1999, luteranii de o parte, catolicii de altă parte, se întâlnesc. Luteranii vin înaintea catolicilor datorită faptului că ei, deși erau născuți din nou, n-aveau fapte, nu rodeau fapte. Cheap grace, spune el, har ieftin. Și atunci au stat de vorbă împreună ca să găsească soluții pentru a redefini această realitate a îndreptățirii prin credință. Și ei o redefinesc punând împreună cele două valori pe care le aveau cele două biserici. Valoarea protestantă, care este, noi suntem îndreptățiți prin har alone și prin credință alone. Deci numai prin credință și prin har. Și ei spun toate acestea pentru a produce faptele bune ale lui Iisus Hristos, nu prin vreun merit personal. Și aceasta, cea de-a doua parte, era ținută de Biserica Catolică. Cele două puse împreună, vrea să spună ei, creează într-adevăr realitatea completă a îndreptățirii prin credință. Noi de multă vreme, ca adventiști de ziua șaptea, avem această definiție. De multă vreme o avem. Și ei ajung exact la definiția aceasta. Din punctul acesta de vedere, putem și noi să ne unim cu această definiție, corect? Corect? Fraților, și acum un amănunt destul de important. Marea bătălie din final nu va fi o bătălie legată de teologie. Teologia va coincide. Vor aranja teologia încât să sune cât se poate de bine. Nu va fi nicio problemă. Marea bătălie finală va fi legată de cuvântul lui Dumnezeu și anume, simplu, cele 10 porunci. Cele 10 porunci vor demonstra validitatea acestei definiții, păstrarea lor. Va demonstra dacă această definiție este în vigoare, este în realitate sau nu este în realitate. Pentru că vă rog să observați, în timp ce ei au zis, noi suntem mântuiți prin har alone, prin credință alone, pentru faptele bune pe care le-a pus Iisus Hristos înaintea noastră ca să umblăm în ele. Ei au înțeles faptele bune ca să umblăm în ele ca fiind închinarea la sfinți, moaștele, ce vreți dumneavoastră, indulgențele, toate acestea sunt fapte meritorii. Așa l-au înțeles ei. Dar ei n-au înțeles că de fapt, fapta lui Dumnezeu care cere să umblăm în ea este ascultarea de voința sa exprimată clar, scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe temelia pietrelor acestui pământ, pentru ca în sfârșit Iisus Hristos să fie împlinirea legii lui Dumnezeu în viața noastră și prin Duhul Sfânt să trăim în felul acesta. În timp ce au abordat această definiție din anul 1999 până în anul 2014, 15 ani de zile, ați văzut vreo modificare spre acceptarea legii lui Dumnezeu? Oare de ce? Și aici vă rog să observați, definițiile teologice pot să sune foarte bine, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este reflectat în ele, aceste definiții teologice au valoarea zero. Oamenii spun multe cuvinte, oamenii învață tot felul de lucruri. Important este unde? Unde te duci?
dacă cuvântul lui Dumnezeu este ascultat sau nu. Lumea n-a scăpat de cheap grace, de harul ieftin. Suntem încă acolo. Haideți să continuăm. Sala răspunde cu un râs la vorbele acestea. Poate că astăzi suntem catolici din nou. Ceea ce spune este uluitor, și anume, dacă în anul 1999 luteranii s-au întâlnit cu catolicii și au căzut la învoială, atunci înseamnă că protestul bisericii protestante s-a terminat de 15 ani. Iar dacă protestul s-a terminat, mai are rost biserica protestantă? Fraților, și asta o spune în fața a unor mii de protestanți care stau, acceptă, râd și nu zic nimic. Și ei spun că nu mai au rost să existe. Ei nu mai au rost să existe și ei acceptă lucrul acesta foarte ușor. Stau și mă gândesc unde este conștiința creștină vis-a-vis de această realitate, pentru că mie mi se pare că este extrem de intruzivă toată treaba asta. Vine la tine acasă, îți spune un anumit lucru, ți-l sub formă de glumă și îți spune că n-are rost să mai existi. Iar tu spui, de-abia așteptam lucrul acesta. De-abia așteptam lucrul acesta. Cuvântul care spune, voi trebuie să luați înapoi, să răscumpărați ceea ce vă aparține, este dezvoltat aici, este dezvoltat aici. Iar sala spune, da, noi suntem de acord. Apropo, după ce s-a încheiat această conferință, Kenneth Copeland a scris un răspuns în care spune că el este de acord cu toate aceste lucruri și că într-adevăr lucrul ăsta trebuie să aibă loc. Dacă nu mai este protest, spune el, poate suntem catolici din nou. Catolici din nou? Fraților, ce vreme trăim? Există un lucru pe care Ellen White l-a spus și pe care vreau să-l înțelegem împreună. Ea spune așa, dacă reforma va fi dusă până la capăt, noi vom ajunge acolo unde vrea Dumnezeu. Dar dacă reforma nu va fi dusă până la capăt, spune ea, noi ne vom întoarce înapoi de unde am plecat. Orice reformă făcută pe jumătate nu poate să conducă poporul lui Dumnezeu înainte decât îl va conduce înapoi de unde a plecat. Și iar ceea ce se întâmplă aici este demonstrația clară că dacă reforma n-a fost dusă până la capăt, noi suntem catolici din nou. Asta este. Vreau să fac un apel, înainte de a continua, la sufletul și la viața noastră a fiecăruia. Nu un bloc, nu la nivelul bisericii. Frații mei, individual, haideți să ducem reforma pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu din Sfânta Scriptură la capăt. În ascultare și în temere de Dumnezeu. Sunt anumite secțiuni din Sfânta Scriptură pe care le-am neglijat. Sunt anumite sfaturi ale Spiritului Profetic la care n-am ținut și la care nu le-am dat atenție. Vă rog frumos, este vremea ca acele locuri pe care noi le-am neglijat să fie din nou reconsiderate în viața noastră. Ideea că noi trebuie să investim într-o misiune a împăcării, tot atât de mult ca într-o misiune a evangelizării, este finalul lui. Împăcarea la nivel ecumenic între corpul protestant și corpul catolic, așa cum am spus, pe baza faptului că protestul a fost încheiat de mult. Fac un apel la dumneavoastră să continuați protestul. Înainte însă de a trece mai departe, vreau să vă spun că, așa cum am amintit la început, episcopul Toni este un prieten destul de intim al papei și că, în timp ce s-a întors la Roma, a fost chemat de papa Francis pentru a sta de vorbă cu el. Și l-a întrebat, ok, când? Și papa a spus, uite, când vrei tu? Și l-a rămas foarte, foarte surprins de amabilitatea papei. Și în sfârșit, și la ce oră vrei tu? Și a rămas din nou surprins de amabilitatea papei. În felul acesta, recomandând papa ca fiind o persoană foarte cinstită și a plecat către binele tuturor. Nu, în niciun caz, nu o persoană mândră, ci extrem de umilă. A fost invitat acolo. Și când a intrat în apartamentele papei, s-a îmbrățișat prietenul de altă dată, acum în funcția aceasta de conducător a 1.200.000 de credincioși.
și îl întreabă: despre ce vrei să vorbim, părinte? Și papa îi spune: dar n-am nimic să vorbesc, am venit doar să te-am invitat să te văd, să stăm de vorbă. Sugerând ideea că totul este foarte natural, nu este nicio hidden agenda, nu este nicio agendă ascunsă în spatele acestei realități. Și în timp ce erau acolo, episcopul Tony povestește despre această întâlnire pe care ați văzut-o dumneavoastră și îi spune: nu vrei să le scrii un mesaj? Și papa îl întreabă: de ce să le scriu când putem să televizăm totul? Nu vrei să televizăm totul? Video. Zice: eu aveam la mine iPhone-ul și l-am înregistrat cu iPhone-ul meu. Așa că ceea ce urmează de acum este un mesaj direct din partea papei. O să-l mai opresc o dată sau de două ori, atât. În rest o să încerc să las mesajul să circule complet, pentru că e târziu. Mediatul ne spune că în acest scurt discurs papa va vorbi o limbă foarte simplă, că ideea este foarte simplă și că porunca lui Dumnezeu are de fapt două nivele: unul, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău. Și zice el: putem porni mai departe de aici. În esență aceasta a fost ideea. Și acum el spune: vreau să vă adresez sau mă adresez vouă plin de bucurie și de nostalgie. Acum vreau să vă aduc aminte că v-am pus întrebarea la început: ce se întâmplă când față de evenimentele mai de demult, a anilor de demult, folosești cuvântul nostalgie? Când folosești cuvântul nostalgie, nu faci altceva decât trimiți înapoi la timpul când biserica era împreună, adică înainte de 1500, înainte de a veni Luther, cel care a despărțit-o. Ce era înainte de 1500? Vreau să vă spun, erau indulgențe. Se construia Biserica Sfântul Petru din indulgențele care s-au strâns din toată Europa. Oamenii plăteau pentru păcatele lor. Înainte de asta, fuseseră trei papi, a fost așa numita captivitate babiloniană. Când Conciliul Europei a trebuit să-i depună pe cei trei papi și să aleagă altul datorită decăderii lor, biserica ajunsese cel mai jos nivel posibil. Era de râsul lumii. Literatura vremii de atunci își bătea joc de biserică și folosea biserica ca un punct de referință a tot ceea ce este negativ. În anul 1415, la Conciliul de la Constanța, a fost ars pe rug Ioan Hus. Victimele bisericii de atunci, bisericii catolice, sunt nenumărate. A avut să loc 8 cruciade, toate care n-aveau nimic de a face cu creștinismul. Nimic. Din punct de vedere al spiritului religios, nu știu și nu-mi pot da seama cum ar putea cineva să privească cu nostalgie spre vremea aceea. Și totuși cuvântul nostalgie a fost rostit acum. Pare că face un lucru extraordinar. Papa spune: toți am păcătuit, incluzându-se și pe sine. Este un act de umilință, într-adevăr, care contrazice ideea infailibilității papale. Ceea ce face el aici este demn de observat. El spune: toți am păcătuit, suntem separați, vine vremea când păcatele noastre să fie date la o parte, să fim din nou una. Continuăm. Frații mei, vă spuneam, v-am întrebat la început, de ce tot pământul se mira după fiară? Datorită faptului că vindecarea ei a venit ca un miracol, ca o minune neașteptată de nimeni. Continuând gândul acesta, papa încheie spunând: niciodată o lucrare bună nu va fi lăsată neterminată de Dumnezeu, spune el. Tot pământul se mira după fiară datorită faptului că rana fusese vindecată. Am vrut să aveți și puțin gust al unei întâlniri carismatice. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu spune: când veți vedea toate aceste lucruri, să vă ridicați ochii și să știți că izbăvirea voastră se apropie. Însă
Aș dori să închei într-un minut spunând rostul acestui moment de întâlnirea noastră vis-a-vis de aceste fapte ale istoriei și cuvântului Dumnezeu trebuie să aibă o implicație pentru noi acum. Ce-i de făcut? De ce e important pentru mine să știu lucrul acesta? De ce este important pentru tine să știu lucrul acesta? Și dacă unde mă găsesc, ce? Cum să mă pregătesc? Fraților, rapid de tot, cuvântul lui Dumnezeu spune în Apocalips, capitolul 7. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare la cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt nici pe mare, nici peste vreun copac. Elementele care țin vânturile ca ultimele fenomene, ultimele realități istorice ale acestui pământ să nu se declanșeze, îngerii care fac lucrul acesta fac un singur scop. Care este scopul pentru care vânturile sunt ținute? Sigilarea. În momentul acesta trebuie să înțelegem că în timp ce vânturile sunt ținute sau încep să bată, asta înseamnă că noi suntem în mijlocul lucrării de sigilare a lui Dumnezeu pentru poporul său. Acum Dumnezeu pune deoparte pe cei ce sunt ai săi. Acum Dumnezeu te cercetează pe tine și mă cercetează pe mine. Ai grijă ca în momentul acesta să nu ai față de biserică doar o aderare teoretică, așa, teologică. Am mai învățat o definiție, pentru că așa cum ați observat atunci, definițiile nu ajută la nimic, ne lasă exact acolo unde suntem. Punem, să ne ajute Bunul Dumnezeu să punem în practică cuvântul Său prin ascultare, de bună voie, prin cererea Duhului Sfânt în viața noastră, pentru ca prezența Duhului Sfânt să ne dea puterea să fim copii al lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu așteaptă de la noi toți. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, în mijlocul acestor evenimente extraordinar de glorioase și frumoase, evenimente care vorbesc despre revenirea Ta, evenimente care vorbesc despre lucrarea Ta pentru poporul Tău și cu poporul Tău, evenimente care vorbesc despre sigilarea celor ce sunt ai Tăi, astfel încât să rămână ai Tăi pe vecie, venim înaintea Ta, Părinte, să Te rugăm cu toată inima să ai milă de fiecare dintre noi. Să ai milă de toți cei ce suntem aici, de familiile noastre, de casele noastre, Doamne, și de biserica Ta. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine cu toată inima și dacă au fost lucruri care ne-au ținut întorși către lume, fă, Doamne, să scoatem acești idoli din inima noastră. Să ne întoarcem la Tine cu tot ceea ce suntem noi, Doamne. Fă să înțelegem că cuvântul profetic se desfășoară și se împlinește sub ochii noștri. Mărește-ne credința. Dacă n-am avut credință până acum, fă, Doamne, să ne apucăm cu toată puterea de făgăduințele Tale să știm că sunt adevărate. Dacă au fost persoane care au stat departe de poporul Tău până acum, adu-i, Doamne, la Tine cu dragoste și cu nădejde dacă Tu vei fi salvatorul poporului Tău în vremea aceasta de confuzie. Dacă au fost persoane împietrite în poporul Tău care până acum au stat deoparte, Te rog din suflet, fă ca această împietrire să fie zdrobită de Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, ca în ciuda tot ceea ce s-a întâmplat în viața noastră sau orice s-ar fi întâmplat în viața noastră, să deschidem, Doamne, mâinile larg către harul Tău. Înnoiește-ne, sfințește-ne, naște-ne din nou, dar mai ales ajută-ne, Doamne, să avem sfințirea Ta. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.